Eu vă spun o chestie, e rușinos pentru noi ca popor. Eu ce s-a întâmplat cu Băsescu, din punctul meu de vedere, am trecut orice măsură. Mie mi s-a dovedit în toată acea perioadă că în România, atât Uniunea Europeană cât și partenerul strategic pot face orice vor ei, cât era Băsescu aici. Gândiți-vă numai la, apropo, vorbeam de CCR, da? Gândiți-vă la faptul că Traian Băsescu a fost declarat turnător. Dom'le, fără de tăgadă, avem hotărâre definitivă. Și confirmată, al Curții Supreme de Justiție, da? Sau în alta curte de casație și justiție, cum se numește. Păi eu, Cristinel Dragomir, am candidat și eu de atâtea ori. La orice candidatură, pe lângă declarația de avere și de interese, ai de dat o declarație că nu ai colaborat cu securitatea. Atenție, dar scrie acolo că dai această declarație cunoscând și îți dă și legea și articolul care spune că dacă minți și se dovedește că nu e așa, faci închisoare de la, mi se pare, de la 1,5 la 5 ani sau ceva în genul ăsta. 1, de la 18 luni la 5 ani. Păi eu dacă făceam așa ceva și dădeam o declarație mincinoasă și aveam un mandat, eu făceam, în fundam pușcărie. Traian Băsescu, nu știu, ce lege în România îl absorbe de, l-a absorbit de această pedeapsă. Și pentru, doar pentru că mă abțin așa să comentez lucrurile astea prea des, pentru că noi am fost adversari politici și lumea spune, da mă, dar tu ai pierdut alegerile în fața lui Băsescu. Da mă, eu am pierdut, că eu l-am susținut și pe Gioană și pe Năstase când au candidat împotriva lui Băsescu. Eu am fost am votat cu cei care au pierdut, dar e dreptul meu să votez cu cine vreau. Dar, băi, un lucru este cert, omul ăsta a fost turnător. Noi repet, trebuie să, confirmăm. Nu putem să încurajăm lucrurile astea, dar până la urmă asta e... Apropo de Geanu, de ce nu credeți în șansele lui? Știți, spunea la un moment dat cineva că PSD are doi candidați, unul oficial, unul neoficial. Nu, Geanu, din punctul meu de vedere, este un om foarte instruit. Din păcate, nu că n-ar fi bun Geanu de președinte, ca să ne înțelegem, dar nu există o competiție ca la Olimpiadă. Dom'le, premiul întâi îi se dă celui care știe cel mai multe despre chestiunea asta. Noi votăm viitorul președinte al României. Viitorul președinte al României. Fiecare trebuie să se gândească. Noi, din păcate, avem această formă de conducere, mă refer, statală, prin Constituție, da? La noi, noi nu suntem republică, suntem semi-prezidențială. Dacă eram republică prezidențială, poate că aș fi dat votul meu lui Mircea Geoană. Dar noi trebuie să înțelegem, fiind, noi trebuie să creăm un echilibru întotdeauna între Parlament și președinte. Din păcate, s-a cultivat de-a lungul timpului o teorie că, dom'le, dacă președintele e de la o culoare, să fie premierul de la altă culoare ca să fie un echilibru. Ba nu, râca asta și scandalurile au dus întotdeauna, au avut efecte negative. Lucrurile au mers bine în perioada lui Năstase, când era Văcăroiu prim-ministru, și nu că era Văcăroiu, probabil vreo eminență, ci nu știe, dar exista un dialog, exista o acceptare a multor decizii, exista o continuitate și a mai mers bine când n-am avut președinte, când Băsescu nu mai conta că se făcuse USL-ul care era prea puternic și atunci în perioada lui Ponta, într-adevăr, lucrurile au mers, dar erau și lideri adevărați, Ponta și Crin Antonescu. Acum, bine, și acum faptul că Geoană nu are un partid în spate care... Are, am înțeles că are. Nu vreau să comentez. România nu mai are cale de întors sau nu mai e timpul fizic. Noi trebuie să înțelegem că România va fi guvernată de PNL și PSD. Așa s-a hotărât la Bruxelles, așa s-a hotărât de către partenerul strategic, așa va fi. Păi cum? Și ruperea asta coaliției? Și... Nu există, nu s-a rupt nicio coaliție. Au fost niște declarații irresponsabile ale unor lideri, între ghilimele. Da, cam înțeles. Roman, cine e Roman? Haideți să... Păi am uitat că omul și-a falsificat diplomă, el n-avea diplomă, n-avea cum... El în CV-ul lui a mințit când a... Acum l-am scos pe Roman. De ce a ieșit Roman? Că l-a obligat băieții. Bă, vezi, dacă nu, hai că te-am scăpat, nu? N-ai făcut pușcărie, că el, știți că el a venit, el a zis că a terminat Babeș Bueli. Da, așa scria în CV, cum
E că și cum, dacă uităm lucrurile astea și ne uităm în gura unuia ca nu, roman... Nu, faptul că nu mai vorbim despre ele nu înseamnă că le-am uitat. Dar noi nu trebuie să-l ascultăm. Da. Cine ești tu, roman? Tu treci în banca, în ultima bancă. Sau cum era înainte, pe coș de nucă la colțul clasei, da? Era o practică foarte bună. Păi, mă, măcar să te căiești puțin. Păi tu ai un tupeu incredibil, ai ajuns să-ți dai cu părerea iarăși să ne cerți. El stabilește, el nu vă dați seama, vă dați seama unde, ce oameni ne reprezintă. Bun, haideți să ne întoarcem la Constanța, că nu am terminat. Începuseți păi să vă spuneți terminat. Opinia. Bun, dumneavoastră credeți că o să deschidă lista la Camera Deputaților de Decebal Făgădău? Adică PSD Constanța va accepta sugestia, propunerea Bucureștiului? Păi nu, nu, nu e cu acceptat aici. Aici în partid statutul este foarte clar. Propunerile vin de la organizația județeană și fără semnătura centrului nu se poate face. Adică centrul hotărăște, ca să ne înțelegem. Da, 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 am înțeles, da. În traducere așa. Am înțeles, da, știm cum. Și discutăm, cum vrea centrul, așa va fi. Restul e... Deci va fi în cele din urmă. Poate că e o competiție internă, normal că și eu, dacă îmi doream să candidez, mă duceam și depuneam acolo dosarul să candidez. Probabil că este o competiție internă, stabilește și organizația o ierarhie pe care cred că a și trimis-o la București. Eu așa am înțeles. Eu n-am participat la ședințele de birou la Constanța, dar am mai discutat cu colegi care au fost și a spus că s-a aprobat o listă și eu cred că cam... Că a aprobat București o listă, lista de la Constanța? Nu, nu, nu. Nu. Sau... Organizația a trimis o listă la așa, București. Și a aprobat-o București? Ăla este draftul. Pe draftul ăla vine Bucureștiul și probabil eu... Și-a acceptat-o? Păi nu, 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 nu știu, că n-am de unde să știu. Dar părerea mea este deja. O să fie Felix Troie primul la Senat, probabil Brăiloiu al doilea. Da. Probabil, nu știu. Așa e feeling-ul meu. Iar la Camera Deputaților o să fie primul Decebal Făgădău. Doi, probabil, cineva de la București. Păi tot auzim de cineva ăsta de la București. Ba că e Adrian Suțuianu de la Dâmbovița. Ba că este Laura Vicol. Nu, nu poți fi. Păi cine este acest cineva de la București? Da, partid. Nu mai e. Cine nu, este de obicei, nu, de obicei este o persoană utilă partidului, de obicei. Da. Și pe care Bucureștiul vrea să o facă parlamentar. De-a lungul timpului în Constanța... Mai țineți minte, a fost Cristian Diaconescu senator. A fost care Robert Ducescu. Nu, Robert Ducescu la PMP, dar la PSD. A mai așa, fost, era, nu știu, ministru, fost un fost ministru al nu, în general, energiei. Și la celelalte partide. A fost Mădălin Voicu, a mai fost băiatul ăla cu plete, îmi scapă numele lui. A fost Mircea Banias. Banias de la noi de Constanța, când a fost pus pe liste. Și acum cine credeți că va fi de la București? Nu știu, chiar nu știu, dar sigur va fi cineva. Și probabil poziția 3, Cristina Dumitrache. Și atât? 3 mandate și încă unul păi la restul nu contează. PSD-ul nu are cum să ia peste 30% în Constanța. La redistribuire? Pe care redistribuire? Că cu 30% n-ai ce să redistribui. Da, deci 3 ziceți că... Eu zic că 3. Să dea Dumnezeu să ia 35% PSD-ul. Mi-aș dori. Dar nu cred ca partid că are forță la parlamentare. Nu cred. Pentru că sunt, atâta poate partidul ăsta, a dovedit-o și în 2020 și în 2024. Și la Senat? Unu? Păi nici n-ai cum, că 20%, poate la o redistribuire națională. Noi avem 5 senatori, da? Deci 20% se duce la primul. Dacă e 25%, cu 5% e greu, cred că, să obții al doilea sau, nu știu, la redistribuirea națională, nu știu, softul, cum dă... ce fac și celelalte partide, pentru că este și în funcție de câte partide trec pragul. De exemplu, dacă mă întrebați pe mine, PSD, PNL, AUR, USR și s-ar putea și SUE să treacă pragul. Ăștia nici nu știu cum vor candida, PMP sau nu știu ce siglă. Dacă fac și alianță, trebuie să ia 7%, nu o să ia 7% Forța Dreptei cu PMP sau... Nici nu știu, chiar nu știu cum și-au depus listele dumneavoastră, știți cum și le-au depus la comun? Păi la Constanța să... nu. Păi nu sunt alianță, că dacă sunt alianță trebuie să ia 7%. Nu sunt alianță. Sunt? Nu. Nu, deci e PMP. Nu sunt. Da. Sau pe Forța Dreptă. PMP nu și-a anunțat, dar am, mă rog, am auzit că ar urma să-și pună propriul candidat PMP-ul, da? Păi nu, ideea este cum depune, cum s-au înscris. Ei s-au înscris. N-au făcut alianțe. Dacă ne putem uita pe sigla, că s-a dat sigla cu nu președintele și alianțe. Vedem... În fine, dacă n-au făcut alianță și se candidează pe partide separate, nu intră clar în Parlament sau nu intră. Cred eu că nu intră, că
Știu, da, așa vă ziceam și de SOS când intră în Parlamentul European. Cine și... zicea? Păi ziceam. Da, zicea toată lumea. No. SOS-ul n-are, e pentru că sunt, există un grad de nemulțumire în rândul oamenilor. De ce se întâmplă? Dacă până la alegerile trecute prezidențiale exista decât PSD și anti-PSD, normal că anti-PSD-ul era mai mare decât PSD și de asta a câștigat tot timpul contracandidatul PSD-ului, acum nu mai există doar PSD și anti-PSD. Există anti-PSD, PNL, anti-PSD și PNL. Adică lumea nu mai poate fi păcălită. A încercat PNL-ul acum să se zică, domnule, noi nu suntem cu PSD-ul, adică PSD-ul miroase urât. Căh, îl dăm la o parte. Nu mai merge. Asta o spui la niște copii de grădiniță. Acum lumea nu mai ia în brațe, adică anti-PSD-ul nu mai crede nimeni că vreun liberal este anti-PSD. Nu mai crede. Sau cel puțin 90%. Care este electoratul PSD-ului? PSD-ul are peste 30%. Nu, domnule, noi nu înțelegem un lucru. Domnule, România, de ce PSD și PNL se mențin atât de bine? Pentru că au structuri în teritoriu. Aurul, din păcate, și eu sunt unul care a discutat cu George Simion subiectul ăsta. Și am spus, măi băiatule, că eu te cunosc și știu că ești bine intenționat. Eu chiar am vrut să mă implic în campania de la locale pentru aur. Dar în momentul în care am avut discuții și nu l-a interesat nici măcar o secundă să-ți facă structuri în teritoriu, i-am spus, băi, ești pe un drum greșit, o să dispar, cum a dispărut și Dan Diaconescu. Și pentru că toate partidele care nu au structuri în teritoriu, uitați-vă la USR cât a gâfâit la locale. De ce? Pentru că au stat cu mâinile în sân 4 ani de zile și nu și-au făcut structuri locale, da? PMP-ul a mai rezistat pentru că Pala s-a înțeles bine la nivelul județului Constanța și a făcut structuri teritoriale. Dacă țineți minte la legile trecute, când s-a implicat direct, chiar a luat niște primării, da? Și a trecut, a avut 7% sau nu știu. Da, bine, că l-au pierdut pe parcurs. Dom'le, l-au pierdut pe parcurs, dar aia e altceva. Dar USR-ul, pe cum vrei tu să fii? Probabil că și-au învățat lecția acum. Au văzut cât de mult contează structurile din teritoriu și cred că USR-ul și spre binele democrației, că cineva trebuie să facă opoziție, dar nu opoziție la bășcălie, cum face USR-ul. Adică USR-ul nu poate să facă opoziție cu Stelian Ion, înțelegem. E rușinos, omul ăsta e absolut neesențial, așa. E, pentru mine nu se păi poate să, domnule, să fii de atât timpul politică să ne ai odată o părere despre un subiect. Dacă să plângi, că ăla face, că ăla e nenorocit, că nu mai poți, nu mai tâmpiți, nu mai... Băi, omule, trebuie să ai și tu o părere. Băi, acolo e o cameră de la vedere, domne, e un Canon sau ce e, Sharp. Nu știu, trebuie să ai o părere. Cum și eu, de exemplu, nu mai sunt implicat. Domne, dar permis să am o părere, eu o spun la dumneavoastră în emisiune. Nu înseamnă că eu am dreptate sau că eu sunt mai luminat decât X sau Y. Dar trebuie să mergem într-o direcție, să acționăm și în funcție de părerile noastre. Sper să fie ultima dată când mai candidează Stelian Ion pe la Constanța, ca să avem puțină competiție și pe aici. N-ați văzut că și la ei sunt probleme, excluderi din partid, demisii. Ultimul lucru pe care l-aș face e să-i urmăresc pe cei de la USR. Hai, lăsați că știți. Nu-i urmăresc, că știți de ce. Eu am niște... Nu poți. Este, dacă vreți... Bun, ai dat rateu odată, ai dat rateu de două ori, ai dat rateu de trei ori. Dumnezeu, USR-ul acum 8 ani de zile, acum 6 ani de zile la Europarlamentar, au câștigat alegerile în Constanța. Dumnezeu, au câștigat și la parlamentare, au câștigat alegerile în municipiu. Primul a fost USR, al doilea PNL, al treilea PSD. Dumnezeu, USR-ul a câștigat alegerile. Europarlamentarele care au fost cu un an înainte. Și de ce s-a rupt? De ce nu și-au păstrat? Din cauza liderului. Adică zero barată, adică nu se poate. Măi, în primul rând trebuie să acționezi într-o echipă. Eu acum vă spun așa, noi l-am avut pe Radu Mazăre lider, dau un exemplu. Nicușor Constantinescu lider. Păi dar noi ne făceam treaba organizatorii. Păi și la PSD nu tot eu mă ocupam de secretariat. Felix Troie s-a ocupat de o zonă. Darie s-a ocupat de altă zonă. De la, adică, cum să spun, oamenii ăștia au muncit. Pe mine de asta mă surprinde acum la Felix, că Felix știe munca de partid. Înțelegeți? Dar nu înțeleg lipsa asta. Nu deși la PSD tot din cauza liderului. Nu există altă explicație. V-am spus, ai pierdut tot în 2016.
tot. Un primar de oraș e nimic la nivelul județului Constanța. Ai pierdut tot în 2024. Bun, ai câștigat Consiliul Local Constanța. Hai, acceptăm asta. Că a fost pe primul loc, da? Dar în rest tu nu existi în niciun oraș. Cum, domnule, la Basarabia e posibil, la Murfatra, să pierzi cu 70%? Nu, nu se poate așa ceva. Adică dacă unul câștigă cu 70%, înseamnă că tu nu existi. La Megidia, Palavrabie 60 și nu știu cât la asta. Ca să vedeți câte belele i s-au făcut și lui Vrabie. Ca să-l... Cine i-a făcut? Nu știu cine i-a făcut, că n-am stat eu la capătul dosarelor, dar totuși, eu îl cunosc bine pe Valentin Vrabie, că a fost și PSD, am lucrat cu el, pe vremea aia nu avea dialog absolut deloc cu președintele Constantinescu și singurul care avea dialog cu el eram eu. Și pot spune că e un om preocupat de administrație. Restul, da, este. Și eu, am și eu și părți bune și părți rele, probabil că și el are părți rele, nu judec eu, că, ca orice om, dar este un om preocupat de administrație. Iar dacă ne uităm la esența lucrurilor în Megidia, pentru că Megidia a fost un oraș muncitoresc, domnule, lucrurile au început să se miște în sensul ăsta, să se creeze locuri de muncă, să preocupă. Totuși e greu în orașele care nu sunt reședință de județ, în toată țara, nu numai la Megidia. Nu ridic eu o sanale lui Vrabie, că nu am absolut niciun interes. Dar totuși, bă, când nu, dar 50 ceva la sută dintre oameni, eu trebuie să tag, nu mai pot să, cât aș fi eu de Cârcotaș, sau la Techir, eu nu mai știu cât, la 60%, sau la Eforie, sau la Cernavodă. Înțelegeți? Adică, totuși, nu se poate. Ăla, omul ăla care... Nu știu, Negoiță sau cum îl cheamă. Da, la Cernavodă. La Cernavodă. Dom'le, omul ăla trebuia să piardă. Bă, a fost o catastrofă pentru Cernavodă. Cernavodă trăiește că e o comunitate cu bani mulți. Dar ăla a fost o catastrofă. Păi dom'le, nu ești stare să... Nu ești stare să pui un candidat care să câștige alegerile la Cernavodă. Adică, din punctul meu de vedere... Stai-zi. Nu le fac eu analiza. Să și o facă ei, dacă ei sunt mulțumiți. Dar, totuși, nu existăm la nivelul județului. Pe mine... Și nu, bun, ai un om politic, n-avem. Băi, dar un om de administrație. Bă, uite, domnule, am fost la putere 8 ani din 10, da? Din 2016 sau cât sunt, 8 ani, 6 ani din 10, da? Mai puțin un an și ceva, cât a fost USR cu PNL. Domnule, în Constanța am avut pe funcții numiți. X, Y, Z. Uite, domnule, ăla performat, ăla bravo lui, ăla senzațional. Păi noi nu putem vorbi de un om. De un om. Bun, dar de ce nu au fost păstrați? De ce nu au fost păstrați oamenii? Catastrofa din administrația locală care se numește subprefectul Constanței. Cine? Păi, tocmai că nu știe nimeni cine. Cine? PSD-ul a avut în permanență un subprefect. Doamna Dragnea, nu? Păi nu știu, eu nu știu cine, că n-am auzit. Dacă dumneavoastră ați auzit un lucru făcut... Păi am auzit atunci când au numit-o subprefect. Nu, un lucru făcut. Păi nu, că nu-i vedem nici raport, nimic ce, despre ce vorbim. Și ce discutăm? Acum, cine-i de vină? Cine-i de vină că... Ați văzut, Mircea Coșea s-a mișcat activ... Silviu s-a mișcat activ în toate alea, a fost recompensat păi... cu primul la Senat. Dar omul și-a făcut treaba. Nu, deci nu ridic eu slăp Silviu Coșea. Nici nu-i treaba mea, ne cunoaștem, nu, nu mai avem așa dialog. Am avut dialog instituțional la un moment dat. Dar omul a făcut ceva. S-a implicat, a fost activ. Păi doamna Dragnea e preocupată să stea după domnul Stroie pe unde merge prin județ și să-și... Eu nu văd nici foarte măcar bine că... cum merge. Nu, nici măcar în partid nu văd. Ați auzit pe cineva de la partid să zic că... Nu, noi o vedem doar în poze. Mulțumim doamnei că a venit și... Păi tu ești... Ce atribuții are, de exemplu? Nu știu. Păi noi înainte făceam conferințe de presă la partid. Xulescu, de la... ITM, da? Domnule, avem raport, o să facem, aveți grijă, aia vedeți, puneți-vă la punct, veniți să vă consultăm. Dădeam, aveam consultări la partid cu șefii de descentralizare. Știu, domnul Dragomir, cum era pe vremuri. Nu se poate, păi, dar cum? Adică PNL-ul face chestia asta acum, așa, mai puțin, noi nu mai facem. Adică... Bun, și pentru că ne pregătim să încheiem, cum vă mai înțelegeți cu primarul Virgil Chițac? Eu am o relație ok, nu, n-a fost să fie să lucrăm împreună. Ce să spun, eu am făcut... Mai aveți suspendat contractul din primărie sau s-a închis de tot? Nu, nici nu l-am avut suspendat. Eu când m-am transferat de tot. Dar nu asta e problema, vreau să spun altceva. Pentru mine a fost o surpriză că Virgil Chițac a câștigat detașat
primăria. E normal ca un om care este primar în funcție să aibă prima șansă în mod... De multe ori are prima șansă la alegeri pe sistemul ăsta cu alegerile dintr-un tur, da? Altă chestiune, că dacă tot vorbim de democrație, poate să lămurești odată că trebuie să făcute două tururi, dar în fine. Nu, păi de ce credeți că a câștigat? Eu. Eu am fost surprins, dar am învățat, mi-am învățat lecția, pentru că noi trebuie să înțelegem că din tot ceea ce se întâmplă e bine să învățăm anumite lucruri. Și care e lecția pe care am înțeles-o eu la alegerile astea? Deși, sincer, nu credeam că o să câștige alegerile. Poporul are întotdeauna dreptate. Și dacă poporul l-a ales, pentru că indiferent ce discuții avem noi, că se fură sau încearcă, că tot au tot felul de... Nu, domne, a fost ales pe bune. Trebuie să pornim de la premiza asta și dacă vreți, la nu știu cât timp a fost o întâlnire la o televiziune din asta locală, primarul cu Stelian Ion. Dom'le, atunci după emisiunea am mulțumit lui Dumnezeu că e Virgilchița primar și că nu e Stelian Ion. Dom'le, nu se poate așa ceva. Pentru că până la urmă Stelian Ion parcă a fost al doilea? Sau a fost al doilea, nu, al doilea a fost. Bun, dacă a fost al doilea, atunci e bine că e Virgilchița primar. Bine, al doilea, al treilea, că oricum între PSD și USR. Dar eu vreau să spun că am văzut emisiunea aia cap-coadă. Și pot spune că, bă, măcar avem un primar care are habar de anumite lucruri. Și chestia asta vreau să închei. Am făcut o postare acum ceva timp în care am scris că, din păcate, decidenții din ultimii ani au promovat foarte mulți habarniști în anumite funții publice. Păi și de ce, domnul Dragomir? Domne, pentru că pot fi ușor manipulați, pot executa ceea ce li se servește. Dar noi trebuie să înțelegem că dacă noi păstorim ce al nostru, al comunității, și luăm la mișto, asta e un limbaj așa mai vulgar, la mișto aceste numiri, n-o să rezultatele sunt împotriva noastră, pentru că noi stăm în comunitatea asta. Eu nu, am cunoscut de-a lungul oamenilor, am instruit și eu oameni la rândul meu, am lucrat cu oameni pe care i-am învățat anumite lucruri. Acum să le știu eu pe toate. Pot spune doar că am fost de foarte bună credință și foarte bine intenționat și nu mi-e rușine cu ce am făcut, cu inițiativele mele pe care le-am avut pe plan local. Dom'le, dar acum culegem roadele acestor, cum să spun eu, inserări care s-au făcut. Și nu vorbesc numai de administrația locală. Administrația centrală este un dezastru. Dar, din păcate, noi trebuie să înțelegem că atâta timp cât nu se face o reformă administrativă la nivel național, să se reducă numărul ăsta, noi o să avem numai partidele care au fost la guvernare la putere. Da. Pentru că, gândiți-vă, 2 milioane, 1 milion și ceva de oameni au înțeles că sunt în aparatul de stat. Gândiți-vă că mai sunt cel puțin 300-500 de mii în aparatul local. Pentru că noi când vorbim de bugetari, atenție, bugetarii sunt una și cei care sunt în aparatul primărilor este cu totul altceva. Noi când vorbim de instituții ale statului, nu că lumea nu deosebește. Păi poate să face reorganizarea aceea teritorială. Ăștia decid, domne, că ăștia sunt disciplinate, ăștia se duc la vot, votează ori cu PSD, ori cu PNL, că ăștia au promovat. Înțelegeți? Și restul nu mai contează. Da. Pentru că oamenii de bună credință, care își văd treaba lor, ea nu vin la vot. Plus că în România, nu înțeleg de ce nu se clarifică odată, domne, cu recensământul ăsta, să știm și noi cât suntem. La noi se tot bate câmpii că au venit 50%. Nu, domne, la noi vin 80% la vot. În România nu există alegeri fără 75-80% dintre oameni la vot. Și apare acolo, prezența la vot 50%. Înțelegeți? Ridică un mare semn de întrebare, pentru că calculul este simplu. Eu luăm ce spune INSE-ul, da? INSE-ul spune că acum în România și AEP-ul sunt 18 milioane și nu știu cât de votanți. Eu nu cred în cifra asta, dar așa spune INSE-ul. Cât sunt plecați afară? Luăm, deschidem, dăm acum un click pe net și o să spună că între 4 și 5 milioane sunt plecați afară, da, la muncă. Asta scrie orice, nu știu, că noi nu avem o situație clară, dar orice, o luăm empiric. 4 milioane, da? Și între 4 și 5 milioane. Câți mai rămân? 14 milioane. Câți au fost la vot? Câți au fost la vot? Deci, 9 milioane. Și 9 milioane înseamnă 65%. Adică, totuși, nu, eu nu cred că mai suntem totuși, populația României nu are cum să fie mai mare ca în 90, părerea mea personală. Din păcate, nu se lămurește nici măcar acest aspect. Păi cum să nu dai ocazia lui unul să înceapă să zic că domnule se fură la vot? Păi,
Adică îi dai ocazia. Spune-mă clar, nu se poate. Dom'le, n-am fost în stare să facem un recensământ. Păi nu. Se ia după recensământul din 2002. Păi să ne fie rușine. Să ne fie rușine. Nu se poate așa ceva. Păi noi cum să mai avem încredere în statul român? Cum să mai avem încredere AEP-ul ăsta? Dom'le, na... Dom'le, dă-i dom'le puteri să facă recensământ. Dă-i bani să facă recensământ. Ce face AEP-ul 4 ani? Ce face AEP-ul 4 ani? Chiar așa, ce face 4 ani? Instruiește, hai să zici că instruiește. Ce instruiește? Păi n-ați văzut dom'le, ce bun scandal a fost și după obligă-l aici. Cam 4 ani de zile, dă-i buget. Eu dacă aș fi prim-ministru, asta aș face. AEP-ul, domnul Tony Greblă, ia vină încoa, domnule. Ce buget îți trebuie să faci un recensământ la sânge? Să știm și noi care și unde sunt plecați. Ca să putem verifica acolo dacă și-a luat cetățenia, dacă are rezidență. Că dacă are rezidență acolo, nu mai are rezidență aici ca să mai voteze aici. Normal. Adică sunt anumite lucruri. Din păcate, nu se discută nimic în campania electorală decât cancanuri, bârfe. Pentru că aș vrea și eu să știu de la președintele României. Păi, două, trei lucruri importante. Dom'le, care va fi poziția noastră în Uniunea Europeană? Dom'le, noi vom cere asta. Pentru economia României. Care va fi poziția noastră vis-a-vis de Ucraina? Dom'le, o să avem mai multă sau mai puțină Ucraină în România? În România, nu, da. Nu, eu nu mai suport. Adică aș vrea să se facă ceva și pentru noi. Noi nu trebuie să mai facem pentru Ucraina. Nu discut păi eu dacă dumneavoastră mai suportați oamenii de rând, domnul Dragomir, ce să mai... Eu stau de vorbă cu oamenii. Eu vă spun, nu, adică, băi, au fost amărâți. Ucrainienii care au venit prima oară și au fugit după acolo, nu știu. Bă, am avut grijă de ei. Am avut grijă de ei. Păi da, acum să-și gestioneze, domne, treaba. Nu mă interesează pe mine. Tot aud în Ucraina, domne, problemă, trebuie să se hotărească ce se întâmplă cu cerele. Băi, fraților, cum fac ea producție record de cereale în Ucraina? Că dacă e așa, la noi tot aud calamități, nenorociri. La ea, înseamnă că la ea plouă tot timpul, înseamnă că, de fapt, dacă e război, să fertilizează automat solul, că eu nu înțeleg cum fac ea producții de grija noastră, cum le își vinde aia cerealele, cum, adică totuși, păi la noi nu găsești oameni să-ți muncească pământul, dar în Ucraina ia fac producții. Păi nu mai au loc ai noștri de cerealele lor. Păi, adică sunt niște întrebări din astea care, până la urmă, au dreptate, domnule, și fermierii noștri. Bă, fraților, ajutați-ne, bă, și pe noi, nu mai ajutați numai pe fermierii. Păi și aude cineva, nu-i aude nimeni. Nu știu, dar asta aștept de la viitorul președinte sau de la viitorul parlament. Bă, măcar parlamentarii din regiunile astea, Brăila, Galați, Tulcea, Vaslui, ce e pe linia asta cu Ucraina. Păi, fraților, haideți să sau Botoșani. Păi, parlamentarii aia să spună, domne, uite, facem centre de colectare la Vama Siret, da? Și veniți, bă, cu toată producția aici. Și de aici pe rapoartele lor de activitate în mandatul ăsta și o să rămâne surprins. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc, dar asta e, nu, tonul să-mi fie iertat. Nu, dar parcă am impresia așa că ne împodmolim așa într-o mocirlă din asta în care nu vrem să ieșim. Ne complacem în situația asta. Vă mulțumim încă o dată. Vă mulțumim și noastră. La revedere!